Deputatul PNL Ioan Bălan face un apel către toți operatorii economici din Moldova să se înscrie cât mai rapid în programele cu finanțare nerambursabilă în valoare de 1 miliard de euro. Pachetul de sprijin este gestionat de Ministerul Economiei pentru a ajuta firmele să treacă mai ușor peste efectele crizei și să se dezvolte. Deputatul atrage atenția că operatorii economici trebuie să se înscrie cât mai repede în program pentru a beneficia de fonduri. În anul 2020, PNL a reușit să aloce economiei naționale fonduri de circa 7% din PIB, fiind cea mai mare valoare alocată în ultimii 10 ani, deși traversăm o criză sanitară și economică fără precedent. Mai mult decât atât, banii aceștia au mers către nevoi reale din economie, nu ca în anii trecuți, când banii se risipeau pe tot felul de lucruri fără utilitate pentru oameni. Astfel, s-au cheltuit 10 de miliarde pentru măsuri fiscale de sprijin pentru firme, pentru bonificații la plata impozitului pe profit, pentru rambursare la timp a TVA, pentru concedii medicale, pentru cele mai mari investiții publice din ultimii 10 ani, pentru cheltuieli sanitare generate de criză. Mai mult decât atât, peste 30 de miliarde de lei au fost alocate pentru scheme de ajutor și garanții pentru întreprinzătorii privați din economie, care susțin peste 4 milioane de locuri de muncă. Una dintre cele mai îndrăznețe măsuri liberale o reprezintă punerea în practică a ordonanței de 1 miliard de euro, schemă de sprijin care a fost demarată încă de săptămâna trecută și este în plină desfășurare. Aceste fonduri se împart în trei mari categorii: 100 de milioane euro, microgranturi pentru firme și PFA, 350 de milioane euro, granturi de capital de lucru pentru firmele efectuate de criza COVID-19, respective restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente. 550 milioane de euro, granturi pentru investiții productive, acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară. Fac apel la firmele românești să întocmească rapid documentațiile, să se înscrie în program și să aducă în Moldova cât mai multe fonduri din cele puse la dispoziție de guvern. Timpul trece repede și de aceste fonduri vor dispune cei care se înscriu cât mai repede în program. Ioan Bălan consideră că pentru Moldova este important ca economia privată să se dezvolte, astfel vor fi generate mai multe locuri de muncă bine plătite. Cred că pentru Moldova este foarte important ca economia privată să se dezvolte și să poată genera mai multe locuri de muncă bine plătite și mai multă prosperitate, așa cum administrațiile locale liberale au reușit să fructifice majoritatea programelor de finanțare puse la dispoziție de guvernul PNL, extinderea rețelelor de gaze pentru populație, extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea drumurilor județene și locale. Am convingerea că și operatorii economici vor fi la fel de eficienți și vor aduce în toată Moldova cât mai multe fonduri pentru consolidarea economiei noastre locale. Avem nevoie de firme puternice și competitive care să plătească salarii atractive, căci fără un mediu economic puternic în Moldova, nu cred că putem să vorbim despre prosperitate și dezvoltare.